Dar nu știu dacă voi fi primit în rândurile celor care se cred și sunt probabil vedete în România. Da, dar el e subiect de anchete, e un om cumva pe o listă roșie. Și tu totuși nu te oprești nicio secundă să-l menționezi. Adică asta mi se pare că e o asumare totală. Aș fi un ingrat să nu vorbesc despre dânsul, pentru că ce om aș fi? Dacă dânsul mi-a întins bine, o să-i dau peste mâini sau cum? Adică să-mi fie jenă că am cunoscut un om care mi-a schimbat viața în bine. Mi-a spus așa, fă o piesă în limba română. Și bineînțeles că mi l-am prezentat pe Ovidiu Comoric. În 2000 mi-a scris piesa aceasta, a durat ceva. Mi-a luat o casetă dânsului cu registrarea și nu a ascultat-o. Și a aruncat un torpedo, o mașină, o balenă din asta, ceva frumos. Și a plecat spre mare, după 2 săptămâni mă sună și pângeam efectiv de fericire, ascultând, a ascultat-o 50 de ori. Și a zis, piesa aceasta trebuie să fie lansată, este vorba despre frumoasa mea. Mă scrie la festivalul Mamaia, concurezi acolo. Cu ai luat premiul de popularitate atunci. Bineînțeles că da. Deci cu melodia asta ai devenit Dar eu mândru, știi, da. Scuze-mă că te-ntrup, eu foarte mândru la festival, că n-am luat eu locul întâi, unde eram orgulios. Pe cum? N-am luat eu trofeul, nu luat. Cine a luat în anul respectiv, mai ții minte? Erau buni, pun să mă, trei studenți le spunea mama, trei studenți, maică, trei studenți aia ți-au luat premiul. Și cântau foarte bine cântau. Dar eu mândru așa, mă rog. Și m-am întrebat, Dan Negru mă întreabă, domnule, ești mulțumit de primul de popularitate? Sunt mulțumit, dar numai antică, trebuie să plec. Când și eu la un restaurant. Îți jur că asta am spus. Adrian Mutu avea nuntă cu Alexandra. Naș era Hagi. Era o nuntă importantă și trebuie să plec la București. Ați vă scuzat, n-am timp. Îmi dați după aceea, mi-a duceți primii după aceea. Deci atât de nebun era. Și de orgolios în același timp, dar am așteptat până la urmă 5 minute. Și tu la anunțile astea, când ai ce? Hituri? Eu când în continuare. Dacă sunt solicitat, pentru că sunt tot oameni. Sunt momente memorabile pentru ei. De ce să nu aibă... Mi-a adus aminte de scena aia cu imnul. Cum a fost că te-au... Da. Hai să stau, dacă tot... Întors pe toate fețele. Ce ai făcut? Ai uitat într-adevăr un vers? S-a întâmplat ceva acolo? Dar, cum într-adevăr? Chiar mi s-a întâmplat, pentru că am fost copleșit efectiv. 55.000 de oameni să cânte cu tine. Cum era? Se relansa Arena Națională? Se renovase antrena... Nu se renovase. Era primul meci oficial... Era chiar inaugurarea stadionului. Arena Națională. Adică, domnule, dacă tot o facem, să o facem. Da. Dar nu prea e de râs, pentru că cu pentru mine e de râs. Stat nu te joci. Adică nu este o blasfemie să bați de... Și la mine n-a fost nimic cu intenție. Fiind 55.000 de oameni care cântau imnul, majoritatea nu știau versurile, decât știau prima strofă și a doua. A doua așa cu bătaie, dacă... Cât da? Se cântă la începutul ceremoniilor. Pe la și... Eu, având textul în cap, mi s-a oprit casca. Și auzeam doar pe ei, nu mai auzeam pe mine. Și instinctiv, cântam cu ei ceea ce cântau ei și au cântat greșit. Și am cântat și eu. Și am aflat după aceea că s-a spus la președintele că nu am spus unde Traian. De asta a fost scandalul ăsta. Și i-am spus dânsului. A fost o coincidență care pur și simplu s-a speculat. Domnul Pavel, ați dat mâna cu nu știu ce partid, domnule Băsescu, chiar așa? Despre dânsul era vorba. Mă rog, poate că nu trebuie să dați numele. Un singur președinte Traian a avut România, să știți. Voi iubesc copiii, voi iubesc familie. Atâta timp Ioana a fost prietena mea bună, adică am fost prieten. Ați cântat pe la vreo nuntă, domnul Pavel? Bineînțeles. Ioanei, cu Bodo, cum să lipsesc? N-aveam cum să lipsesc. Acum vreo 4 ani abia. Și am explicat ce s-a întâmplat și a zis... S-a înroșit așa și a zis, dom'le, bine atunci, te cred, dacă așa. M-a luat în brațe, am dat noroc. Acum, sincer, cred că n-ai dormit câteva zile pentru... Nu câteva zile, câteva luni. Sunt lucruri umane, omenești. Erare umană numesc. Greșit omenește, am greșit asta, dar să... De dorit este să nu se întâmple în fața la 55.000 de oameni, dar ai pățit o rău momentul, atunci. Da, momentul, da. Momentul. Mai apare cât un moment din acesta ciudat la mine, așa cum a fost și cum m-am îmbolnăvit. Acum cu COVID-ul.
Da, au spus lumea că mai bine nu mai pomeni. Mă, dar e o poveste foarte, nici nu mai contează. E urât rău, da. Da, într-adevăr te-au pus la zi, da, exact. Te-ai îmbolnăvit la început, toată lumea te-a acuzat. Am adus eu COVID-ul în țară, nenorocitură, nenorocit, ne-ai distrus. Dacă te-a afectat atât de tare, e clar că a fost, urât. Am citit însă o poveste care este absolut incredibilă, dar te las pe, te invit pe tine să o spui, apropo de medicul care te-a îngrijit la Balș. Da. Mi s-a părut o poveste în care cumva se compensează, sau era clar că cineva... Un înger. Acolo sus. Un înger, da. A avut grijă de tine. Da, da. Te rog să zici tu istoria asta, că e impresionant. Eram la o emisiune la un alt post de televiziune. Cred că începuse deja, cam de vreo 3-4 luni eram în pandemie, luase o aprobare, știu eu cum o luase, mă rog, să continuăm filmările, că le-am întrerupt. Și am avut niște reacții ciudate, am crezut că e o simplă răceală, având niște peruși pe mine, o vestimentație cu niște rochi, că m-au transformat. Te-ai gândit că pur și simplu... Eu știu că o imita pe Mica Pucean atunci. Rămâne memorabilă treaba asta. Și vă dați seama ce față aveam. Că am stat cu peruca pe mine, că trebuia să facem o pauză de o oră și reveneam pe scenă. Pe platou, pardon. Am stat într-o cameră, efectiv, arăta ca o cameră de izolare. Că n-avea ferestre, nimic. Diferența de temperatură foarte mare. În platou erau 42 de grade, cred că. Deci foarte cald, de la lumini, de la așa mai departe. Plus vestimentația aceea era în august. Nu, în iunie. În iunie. Iar în camera aceea, nu mi-am dat seama, erau 17. Și mă feresc foarte tare de lucruri de acest gen. Da, ai o voce pe care trebuie să o... Deci sunt ceva. Monica Anchin îmi spune așa. A, da, știu, ești răcin, nu e așa? Păi ai cântat extraordinar. Păi da, mă, dar n-am ce să fac dacă spun că sunt răcin. Nu e adevărat, n-ai fost răcin. Ai o problemă la cap. Clara, da, ca idee, nu beau apă rece, nu stau în curent. Și am avut o pneumonie. Cumulată cu acest nenorocit de virus. A, așa. Luasem de la cineva, n-are sens. Dar nu mi-a dat vina pe mine, dar la DSP m-au anunțat de la cine am luat, cum că aveau și datele acestea. Atunci, da, era la început. Și am spus, nu dați vina la persoană, lăsați că iau supra. Nici nu mai contează, problema e alta. Când ai ajuns la Matei Balș? A trebuit să ajung la spital, dar după 9 zile. Medicii erau, cum bine ne dăm seama, în acele combinezoane care le ascundeau fața. Nu recunoșteai pe nimeni. Nu știai cine te îngrijește. Absolut. De la asistente, infirmieri și medici, nu recunoșteai pe nimeni, nimic. Și doamna la care ne referim era chiar medicul tău de salon? Bineînțeles. Chiar așa de mare a fost coincidența? Da. La parter, pavilionul 5, cel care a ars culme. Ăla care funcționa cel mai bine. Cel mai bine, impecabil. Un personal de la Balș, impecabil, vă jur. Deci... Și eu am luat-o de râdere prima seară, că am avut naivitatea aceasta, un alt gest. Am uitat în direct, toți, eu, Țociu Valade, Andrei Ștefănescu, Adrian Trandafir, erau mai mulți. Și am uitat și cei care nu erau, ca să ne încurajeze. Eu zâmbeam, nu e nimic. Dar de când mă simțeam foarte rău, m-am apucat să mai ieșicăm pe acolo. În spital. Și lumea a crezut, asta se preface, domne. De acolo a pornit. După 3 zile era să mor. Culmea. Da. Am intrat cu saturație de oxigen 88. Revin la doctoriță. Cineva te-a imediat, îngrijit acolo? Acum vin, da. Și prima vizită vine o doamnă, eram puțin speriat, deci trebuie să recunosc. Dar sunt un tip de tare de obicei, curajos așa. După cum se știe că ai apărut și la televizor să spui că n-ai nimic și că poți să mai tragi la arii. Aia a fost o naivitate, n-a fost un act de curaj. Și îmi spune, tu știi cine sunt eu? Nu știu cine sunteți. Păi sunt, uite, Livia, actuală Hara, a fost Tudosescu. Ai fost coleg de bancă, mine la școala de muzică, coleg de bancă, eram la clasa de pian, tu erai la violoncel, la teorie și solfegii, mereu stăteai în bancă, erai alături de mine. Am început să plâng. Adică, nu mai văzut de 50 de ani. Cum să te întâlnești cu un om după 50 de ani? Deci n-am putut să strâng în brațe, deci m-a apucat plânsul. Și am spus, și era medic acolo la Matei Balș. Da, la acel salon. Un medic important, adică cel mai bun doctor infecționist din România. Stătea câte 3-4 ore în plus ca să aibă grijă de mine. Deci aș termina serviciul și de gardă și
serviciu de 8 ore, cât trebuia să stai acolo, ea mai stătea încă 3 ore cu mine. Și îi mulțumesc din tot sufletul, îți mulțumesc. Ați rămas în... Da, bineînțeles, ne sună mereu. Dacă am o respirație cumva mai anevoiasă, o sun... Ce mă, taci, dormi liniștit? Da, ea știe, mă știe deja. Culmea că am făcut și eu micromul ăsta, eu în ianuarie, dar n-am anunțat pe ei, prima oară când o spun. Da. Dar a fost ca o simplă răceală, pentru că a trebuit să îmi iau măsuri, nu vreau să spun. Nu ți-a fost ușor în pandemie, a fost o perioadă destul de complicată. Presupun că mare parte din venituri în familie aveau legătură cu spectacolul. Și... au și acum. Și au, normal. Și a fost o perioadă în care pur și simplu nu suna telefonul, în care n-aveai ce să faci. Sau da, poate că mai sunau colegi cu care să se plângeau. Da. Ai dreptate. Și acum e trist pentru mine, foarte trist. Pentru că sunt într-adevăr singurul susținător al familiei mele din vedere financiară. Am un frate care este bolnav, pe care trebuie să îngrijesc și de el. Mămica mea nu mai e de nefericire, că mi-aș fi dorit să dau tot casa, tot. Și viața mea numai să trăiască însă. Da. Pentru că am iubit-o enorm. Da. Enorm am iubit-o. Și s-a rupt ceva de mine. E îngrozitor. Și ai pierdut-o tot în această perioadă? Acum 6 luni. Da. Înainte de 6 luni am pierdut-o pe soacra mea. Scumplit. Am murit și câinele pe care îl iubeam enorm. Iar copiii mei nu muncesc, cei mari nu muncesc, că nu și-au găsit în perioada aceasta. Unde? Cel mijlocii mai năzdrăvan a schimbat 3 facultăți, acum e la a 3-a. Nu terminase niciuna, să puțin de... calcă pe urme puțin, dar acum s-a așezat. Și cu timpul, cu siguranță, va face treabă. Tu ești un tată bun? Sau un tată foarte concesiv? Sau vii să compensezi faptul că tatăl tău a fost destul de dur din ce ai mai povestit? Da. Dur. Și nu ești tu prea bun în compensație? Nu pot să spun asta, nu. Nici n-aș vrea să fiu extraordinar de bun, pentru că... Eu nu știu dacă ești. Sunt așa cum că... sunt. Eu nu fac calcule de genul acesta. Instinctiv, nu știu, comportamentul meu nu stă să calculez cu copiii. Cu cea mică, într-adevăr, sunt mult mai atent. Cu Ivenalia, pe care o iubesc enorm. Îi iubesc pe toți la fel, dar cea mică e mai fină, e mai sensibilă. E fetiță. Și e fițoasă, așa, e drăguță tare. Făcând școala de liceu de muzică, băieții mei, studiind pianul, am fost puțin dur cu ei. Am spus, domnule, fără studiu am muncit mult la viața mea, am spus, foarte mult. Fără muncă nu ajung nicăieri. Nu trebuie să trăiți în umbra numelui meu. Aveți o corvoadă, fără să vreți. Asta e, așa v-ați născut. Dar voi trebuie să faceți pe mine mândru. Că vă numiți Pavel și să duceți, nu mai așteaptă. Și nu neapărat pentru cei din jurul vostru, pentru voi. Pentru mândria voastră personală. Pentru viitorul vostru pe care vi-l construiți. Sunt momente grele, într-adevăr. Sunt momente dificile în care nu știi ce să alegi. Copiii sunt foarte dezorientați. Și dacă mă gândesc la generația aceasta, copiii noștri spun, domnule, da, uite că la... ia uite, uite pe aia. Și uite ce șmecheră. Este cuvântul, a devenit virtute cuvântul șmecheră în România. Mă deranjează enorm. Enorm. Și dar când te cheamă genul ăsta de oameni, pentru că genul ăsta de oameni își permite... Nu prea merg eu la... Ce faci? Nu prea refuzi? Merg. Foarte elegant. Rar merg. Înainte mergeam pe vremuri. Dacă ți se cere, nevoie... de exemplu, să cânți muzica pe care toată lumea o cere, am înțeles, da. Dacă cer oamenii să cânți manele, nu cânți manele deloc? Nu, nici de cum. Nu. Singura manea pe care am cântat-o, și o mai cânt cu plăcere, este Până când nu te iubeam. Dar să spun istoria. Cine a introdus prima dată manea în România? Mari lăutari. Cel mai important, care ne-a nenorocit cu Ihnele de rigoare, Anton Pan. Dar în povestea aceea extraordinară, fabuloasă de altfel, pentru că și-a făcut studiile la Istanbul, a crescut în spiritul respectiv, el fiind dar român de origine, primul album, cum se numea, primul CD, cu ghilimele de rigoare, s-a numit Spitalul Amorului. Foarte frumos, superb. Adică durerea din dragoste. Iar Până când te iubeam este o melodie superbă. A preluat-o și Pink Martini. Când cântă piesa peste tot, da. Fabulos, cântat așa, boierește, da. Tu ai spus să o fredonezi puțin? Nu știu cum sună. Până când nu te iubeam, dorule,
Dorule, unde mă culcam, dormeam, dorule, dorule. Cu toată lipsa mea de educație muzicală, îți spun că ce-ai cântat-o acum, ce-ai doinit-o acum, n-are nicio legătură cu manelele. Depinde și de exprimarea fiecăruia. Te întreb dacă îți mai spune cineva Marcu. Nu. Nu mă spune. Apeși pe pedal. Dacă e la îndemână. Nu. Pentru că vulnerabilitatea asta a ta... Bă, nimic, nu, nu, dar vulnerabilitatea asta a ta nu-i... Nu se pipă, e ușor. Nu e vulnerabilitatea, să știi. Nu o consider așa. Consider că sunt un om sensibil și sunt om ca și noi toți, de altfel. Decât că fiecare are sufletul diferit. Ca și amprenta. Sufletul nu poate fi la fel. Așa când gândesc eu. Că spune, domnule, am un suflet bun. O avea, dar apare un om cu un suflet și mai bun decât el. De fapt, sufletul e spiritul nostru. Energia. Bine, hai ne scuturăm, faci și noi un final de întâlnire cu oricum ar merita să facem un serial. Cum am terminat? Nu, nu, mai avem un pic. Nu e adevărat. Vreau să mai stăm. Întreb? N-am povestit decât 5%, vă jur. Mă, ce, Pavel, tu... Cred că chiar ai multe de spus. Am multe de spus. N-am vorbit despre cariera cred mea. Cred că multele lucru. Pe care le spui chiar ar putea deveni valoroase pentru niște oameni care au fost văzuți de către tine în cele mai vulnerabile situații. Pentru că tu ai fost împreună cu oamenii la botezurile copiilor, la petrecerile lor private. Sunt convinsă că e un fel de cod de onoare pe care nu l-ai călcat niciodată, că n-ai povestit niciodată ce ai văzut în aceste petreceri. Adică tu mă duci la Coza Nostra, te duci cu gândul acolo. Nu, tu. Nu neapărat. Nu, mă refer la faptul că nu. Oamenii știi cum sunt în mediul privat, în viața lor privată, devin câteodată altcineva. Se numește discreție. Da. Și cred că e una din calitățile pe care trebuie să le ai ca ai să poți bine. Exact. Intra în casele oamenilor. Da, corect. Vorbești în casă la tine și bani să te bârfesc, păi și ce fel de om sunt eu? Cred că bârfa și părerismul acesta general care există în România... Care e la nivel de jurnalism, cu ghilimele de rigoare. Da, mă rog, bine, și nu e ca nimeni să se ocupă de treaba asta. Adică dacă n-am o părere eu și nu ești de acord cu mine, ești împotriva mea și dacă nu zici ca mine, ești dușmanul meu și așa mai departe. În momentul când ai intrat pe un făgaș acesta, să zicem, al culturii sau... Eu nu mă consider neapărat un om de cultură. Dar o mică fărâmă în ceea ce privește segmentul meu de muzică pop clasic, zic că am și eu ceva de spus acolo, puțin. O să țin gând ceva și de clasic, dacă vrei. Ca să fac o paranteză, eu mă pot transpune și e vorba de separat stilurile. S-a cântat acum o manea veche, frumoasă, dar zic eu, cânt acum o piesă de pop, apoi de clasic, o canțonetă, adică aici trebuie făcut o separație extraordinară, dar cu știință de carte, nu la întâmplare. Bine, suntem într-o lume în care totul e după ureche, da? E la mine nu. Multe dintre meserii. La mine nu. Mă ajută foarte mult auzul, destul de mult, dar sunt bine cu puțină carte, că altfel... Suntem simpli guriști, așa cum mi-a spunea și domnul Pluteanu spunea asta, și profesorul și maestrul meu. Dumnezeu să ierte pe amândoi. Spune, domnule, dacă n-ai studii academice, ești un simplu gurist. Cred că ăsta e unul din motivele pentru care chiar te-ai gândit să faci conservatorul. Da, de ce nu? O motivație am cu ce medie ai terminat? 10. Da. Le-a fost frică de tine. Mulțumesc că ești drăguță. Nu, le-a fost frică de faptul că... Bursă de merit. Că experiența am donat ta... bursa mea de merit, am donat-o unui student. Sunt convinsă că experiența ta chiar nu putea fi contestată sub nicio formă și sunt convinsă că tu, dincolo de... acum te știe lumea și la cum te ascultă lumea, ești un perfecționist desăvârșit. Nu știu dacă desăvârșit, dar sunt... Dar cred că și la școală ai fost la fel. Eu nu cred că te-ai dus vreodată la vreun examen fără să știi tot. No, fără să... Nu, nu. Păi ce exemplu dădeam colegilor mei care erau pe jumătatea vârstei mele. Nici nu mă salutau, de fapt. Chiar unii dintre ei chiar nu prea mă greau așa. Și am zis ăsta aici cu vedetisme. Eu eram cel mai umil acolo. De cunoscut un tip umil. Deloc. Dar deloc. Dar acolo, la primul examen de la conservator, la prima audiție, comisia, cum vă numiți? Îmi spuneam. Marcel Pavel. Nu, nu. Aici te numești Pavel Marcel. Primul act de încurajare. Da? Adică, zis, gata, sunt pe mine. Și mă întreabă, după vreo un an de zile, am dat examenul semestrial și mă întreabă
Pavel, tu ce cauți tu nevânat aici? Bună întrebare, și corect, da. Ce trebuie? Ești firească, vedetă, ești vedetă, n-am întrerupt, dar le-am lăsat, ești vedetă, ai notorietate la nivel național. Am văzut că ai plecat și prin străinătate, cânti foarte bine muzica ta asta ușoară, adică așa cu dispreț puțin. Se simțea. Și iei locul unui copil care studia și atunci m-am enervat. Am spus, stați puțin, mă iertați că m-am întrerupt, dar n-am luat locul nimănui aici. Eu am venit aici printr-un examen. Dacă acel copil era mai bun decât mine și învăța mai mult decât mine, era el în locul meu. Corect? Eu am venit ca un simplu student pentru a descoperi și învăța de la dumneavoastră ce nu știu. Tainele cântului clasic. Și făcut academic, la nivel academic, dar învățând de la dumneavoastră. N-am venit aici să demonstrez că știu. Am venit să demonstrez că nu știu și că vreau să învăț. Marcel Pavel la rețeaua de idol, finalul e al tău. Să te auzim cântând ceva clasic. Cu idol mare lucică, e tira fort el vento, sunna vegeta razza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto e poi si schiarisce la voce e ricomincia il suo canto. Devo io vera sai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che si estingue dintre vere. Mamma soltanto felice vive lontano per me, la mia canzone ti dice che vive il giorno per me. Mamma soltanto felice vive lontano, perché mamma solo per te la mia canzone.